găsit tuturor la știri, sunt Anelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. De astăzi, Brașovul a intrat sub atenționare de cod portocaliu de vânt puternic, viscol și zăpadă troienită până joi la ora 20. Protestatarii care au plecat pe jos din Cluj la București au trecut și prin Brașov. V-ați întrebat vreodată cum se face ca în fiecare dimineață la răsăritul soarelui pârtile să fie amenajate ca la carte? Vă spunem la știri! Brașovul a intrat sub atenționare de cod portocaliu de vânt puternic, viscol, zăpadă troienită în perioada 17 ianuarie ora 18, 18 ianuarie ora 20. Meteorologii spun că în munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, viteza vântului la rafală va depăși 80-90 de km la oră, iar pe creste se vor atinge 120 până la 140 de km la oră, viscolind în soarea și troienind zăpada. Vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Rezistă pentru că România merită mai mult. Protestatarii care au plecat pe jos din Cluj la București au trecut și prin Brașov. Manifestanții anticorupție au fost susținuți de câțiva brașoveni care le-au oferit acestora suplimente alimentare, dar și creme și geluri pentru probleme articulare și musculare. Protestatarii au plecat pe 10 ianuarie pe jos din Cluj-Napoca și și-au propus să ajungă pe 20 ianuarie la București la marele protest care este anunțat în capitală pe rețelele de socializare. Grupul care a pornit la drum în urmă cu o săptămână era format din 5 persoane, însă pe traseu acestora li s-au alăturat și alți localnici care au decis să vină la mitingul anticorupție din București. Ceea ce se întâmplă este crunt. România a făcut pași uriași înapoi. De aceea mergem și noi la București. Să încercăm să le spunem oamenilor că trebuie să fie acolo pe 20, adică sâmbătă, în număr cât mai mare, masiv, trebuie să fie foarte multă lume, pentru ca să nu mai poată să spună că au câștigat alegerile cu legitimitatea votului de la 3 milioane de persoane, mai știu eu. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Noi care facem sute de kilometri pe jos, nu ne simțim mai presus cu nimic de ceilalți oameni care vor să vină sâmbătă acolo la meeting. Sunt egali cu noi. Nu pretindem că suntem, repet, mai buni decât ei. Nu am făcut acest lucru și nu facem acest marș pentru ca să ne demonstrăm competențe sportive sau mai știu eu ce. În prezent, grupul care a ajuns la Brașov este format din 11 persoane și a parcurs traseul Bulevardul Griviței, Centrul Civic, Calea București pentru a ieși spre Predeal. Sunt din Buzău și m-am alăturat acestui grup din Sighișoara. Până la capăt, mergeți. Până la capăt. Voință este, putere avem, mai avem probleme cu balamalele, dar ne susținem unii pe alții și vom trece Carpații. Am plecat 5 din Cluj, unul s-a întors din Mureș, elev fiind, a trebuit să revină la școală. Pe parcurs s-au mai alăturat până acum încă 7 persoane. Astăzi am fost întâmpinați la intrarea în oraș de protestatari de aici din Brașov, deci grupul este destul de mare acum. Drumurile duc la București, revoluția generației noastre, unde sunt date toate detaliile organizatorice, existând chiar și încurajarea celor din București să asigure cazarea pentru cei care vin din orașele mai îndepărtate. Sportul de sală devine prioritar la Brașov în 2018, cel puțin la nivel de investiții din partea municipalității. Astfel vor fi construite 4 săli de sport în Brașov, iar una dintre acestea va găzdui competiții sportive naționale și internaționale. Cel mai probabil, lucrările propriu-zise vor demara în 2019. În bugetul estimat pentru acest an sunt prevăzute atât construirea de săli de sport la școlile gimnaziale 2 și 4, dar și reparații la sălile de sport ale Colegiului Tehnic Mircea Cristea și Colegiului Național Economic Andrei Bârseanu. În același timp vor fi efectuate reparații capitale la sala de sport a Școlii Profesionale Germane Kronstadt. S-a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferentă construirii sălii de gimnastică de la Școala Generală numărul 2. Din discuțiile pe care le-am avut cu proiectantul, în maxim 3 luni de zile documentația va fi gata, deși termenul de predare este de 5 luni de zile. Ne dorim ca, după ce avem documentația, să aprobăm indicatorii tehnico-economici și anul acesta să reușim să demarăm și procedura pentru construirea acestei săli. Ea va avea funcțiunea
atât pentru băieți cât și pentru fete. Va fi prevăzută cu spații, vestiare, băieți-fete, o sală de fitness, vestiare pentru antrenori, cabinet medical și parte de tribune, pentru că ne dorim ca această sală să omologăm și pentru competiții sportive naționale și internaționale. Potrivit reprezentanților administrației publice locale, bugetul pe 2018 este unul echilibrat care se încadrează în proiecțiile pentru anul acesta. O problemă pentru care trebuie identificate soluții o reprezintă pierderea celor 65 de milioane de lei din cotele defalcate pe venit, pierdute odată cu modificarea codului fiscal prin reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. La acestea se adaugă alte 10 milioane, sume pe care ar fi trebuit să le primească Brașovul de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului, dar care, conform unei informări primite recent, nu vor fi alocate pentru acest an. Centenarul Marii Uniri va fi marcat în orașul de sub Tâmpa și de Clubul Sportiv Corona Brașov. Astfel, sportul brașovean se alătură tuturor instituțiilor care marchează în 2018 cei 100 de ani de la Marea Unire prin evenimentele organizate în tot acest an. Reprezentanții Clubului Corona Brașov consideră centenarul Marii Uniri drept un foarte bun prilej pentru români de a se apropia și mai mult unii de alții și implicit și de România. Clubul Corona și-a propus ca în 2018 să marcheze 100 de ani de Românie și pentru asta toate competițiile sportive care vor fi desfășurate de către noi se vor denumi Cupa 100 România. Prin asta vrem să ne alăturăm și noi tuturor celor care vor să marcheze acest eveniment. Sportul se știe că adună, este o mișcare care netezește asperitățile dintre oameni și vrem prin asta să atragem alături de sport cât mai mulți oameni, să putem să reînviem acea unitate dintre noi. Prima competiție care se va desfășura sub denumirea de Cupa 100 România va fi un turneu de handbal feminin care va avea loc în 18 și 19 ianuarie la Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaș din Brașov. La eveniment vor lua startul patru echipe: Corona Junioare 2, Corona Junioare 3, Centrul Național de Excelență și Divizionara A Corona Brașov. V-ați întrebat vreodată cum se face că în fiecare dimineață, la răsăritul soarelui, pârtile sunt amenajate ca la carte? Zăpada este bătătorită și nivelată în cel mai mic detaliu. Vă facem cunoștință cu una dintre cele mai dibace echipe din Europa, care amenajează pârtii și salvează chiar și vieți aproape noapte de noapte. Pe domeniul schiabil din Poiana Brașov este zăpadă din belșug și asta nu pentru că a nins, ci pentru că o echipă de oameni profesioniști fabrică la propriu tone de zăpadă artificială zilnic. 150 de lăncii și tunuri de zăpadă funcționează fără întrerupere în momentul în care temperaturile coboară sub minus 2,5 grade Celsius. Avem această zăpadă în procent de peste 90% zăpadă artificială. Până la această dată am transformat în zăpadă artificială peste 120.000 de metri cubi de apă. Minus 2,4 grade, deci deja este sub limita de pornire. La minus 2,5 grade a primit impuls de pornire și pornește automat. După ce instalațiile care produc zăpada artificială sunt verificate seară de seară, începe munca de amenajare. Acum trebuie împrăștiată zăpada care s-a adunat de la lângii. Da, temperaturile ne-au ajutat în această perioadă. Am avut temperaturi de minus până la 14 grade. S-a făcut zăpada artificială destul de multă, după cum bine vezi. Sunt nopți în care amenajarea pârtiilor durează până la răsărit, iar de cele mai multe ori munca le este îngreunată de cei care se aventurează noaptea pe munte și își pun viețile în pericol. A merge fără lumină și în primul rând a merge pe o pârtie de schi, care la ora asta este înghețată, care la ora asta prezintă o groază de pericole pentru cei care o abordează pe picior și nu pe schiu de tură.
Nu cred că este cel mai fericit lucru care se poate întâmpla pe masiv. Orele trec, noaptea se duce, iar la răsăritul soarelui schiorii găsesc pârtiile netede și numai bune pentru practicarea acestui sport. Cât de des vă enervați tare? Ajungeți să vă simțiți triști sau să nu puteți dormi noaptea pentru că vă gândiți la greșelile pe care le-ați făcut? Psihologii vă sfătuiesc să încercați să nu mai reacționați pe loc și să nu intrați în discuții atunci când sunteți obosiți sau flămânzi. Evitați situațiile care vă enervează și adresați-vă psihologului pentru a învăța să vă gestionați furia. Foarte mulți oameni vin în cabinet pentru că nu-și pot controla emoțiile, în special stările negative de furie. Asta înseamnă, spus direct, că ne enervăm foarte tare și ne pierdem cumpătul și nu mai știm ce facem uneori, chiar ne pierdem cumpătul. Ne certăm sau țipăm, spunem lucruri pe care apoi le regretăm și e important să știm că am putea să facem altfel, astfel încât să nu ajungem în momentele astea atât de puternice pe care să le regretăm după. De regulă, e foarte important de știut și poate sună puțin prea ușor, dar e important să nu intrăm în discuții cu oamenii care ne supără atunci când suntem flămânzi sau însetați sau obosiți. Pentru că din start nu ne putem controla emoțiile. E ceva mai important ce are nevoie corpul nostru, respectiv mâncare sau apă sau odihnă. Să respirăm adânc și efectiv atunci când știm că nu ne putem controla sau că urmează să intrăm într-o situație tensionată, să luăm o gură adâncă de aer în piept și să ne propunem să o ducem altfel și să o putem stăpâni. De joi 18 ianuarie, Opera Brașov pune în vânzare biletele pentru cea de-a patra ediție a festivalului Wolfgang Amadeus Mozart. Evenimentul va avea loc în perioada 27 ianuarie-24 februarie și va aduce pe scena instituției, printre alții, pe contratenorul Cezar Oatu și pianista Ioana Maria Lupașcu. Festivalul va fi deschis cu un spectacol intitulat Bun găsit, domnule Mozart, în care îi veți revedea pe o parte dintre soliștii Operei Brașov. Prețul biletelor este de 10 și 20 de lei. Următorul spectacol, Mozartissimo, îi va avea ca invitați pe Cezar Oatu și Ioana Maria Lupașcu, prețul biletelor fiind de 20 de lei. Joi 8 februarie, festivalul ajunge în Sala Patria, unde va avea loc un concert al Cameratei Kronstadt. Sâmbătă 10 februarie, în Sala Operei, va fi prezentată opera Don Giovanni, prețul biletelor fiind de 20 și 30 de lei. Festivalul se va încheia la Sala Patria în 24 februarie, când este programat concertul simfonic extraordinar ce va fi dirijat de Ilarion Ionescu Galați. Prețul biletelor este de 30 de lei. Atenție, schiori, în zilele de 20 și 21 ianuarie, începând cu ora 10, pe pârtia Clăbucet din Predeal, va avea loc Ski Test Days, eveniment aflat la cea de-a treia ediție, în cadrul căruia iubitorii sportilor de iarnă din județul Brașov, dar și turiștii aflați în stațiunea montană, vor putea testa ultimele modele de schiuri. Evenimentul reunește cei mai importanți producători de materiale sportive pentru sezonul de iarnă. Aceștia vor pune la dispoziția vizitatorilor echipamente de ultimă generație pentru a fi testate și, evident, achiziționate. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se apropie de final, însă nu înainte de a afla care sunt noutățile zilei din sport. Hocheiștii de la Corona Wolves și-au aflat programul din a doua parte a Erste Liga, cea în care vor evolua în turneul locurilor 5-9. Primul meci al lupilor va avea loc luni 22 ianuarie pe teren propriu cu Vienna Capitals. Apoi urmează o serie de 3 meciuri în deplasare, între 26 și 30 ianuarie, deplasare în care vor întâlni Feyenoord Titonoc, Vienna Capitals și Ferencvaros. În continuare, Corona va evolua de 3 ori pe teren propriu, în perioada 4-9 februarie, în compania formațiilor Feyenoord, Ferencvaros și SC Miercurea Ciuc, pentru ca pe 11 februarie să se deplaseze în ultimul meci din această parte a campionatului pe terenul marii rivale din Harghita. În altă ordine de idei, în meciul disputat luni în campionatul național contra celor de la Steaua Rangers, lupii s-au impus cu 4-1. Pentru ei urmează alte partide din campionatul național la sfârșitul acestei săptămâni. Săceleanca Dana Haralambie se află în cea mai bună formă a carierei sale cu nicio lună înainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud.
Astfel, la etapele de cupă mondială de la Sapporo din Japonia, Dana a obținut locul al 19-lea în etapa de sâmbătă și locul 22 în etapa desfășurată duminică. În prima etapă din Japonia, sportiva din Săcele a reușit sărituri de 83 și 84,5 metri, iar duminică locul 22 a fost obținut după sărituri de 80 și 82 de metri. În urma acestor rezultate, Dana Haralambi ocupă în clasamentul general al cupei mondiale locul al 25-lea cu 48 de puncte acumulate după primele 6 etape disputate din acest sezon. La știrile mixte vs. acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme rece. Minimele nopții vor coborî până la pragul de minus 3 grade Celsius și este așteptată o ploaie amestecată cu zăpadă. Mâine, temperatura maximă nu va depăși pragul de minus 2 grade Celsius și dimineața sunt așteptate averse de ninsoare. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vin Mihai Ștefan Răzvan și Rupi Gabor, reprezentanții asociației Zâmbește pentru Viitor. Stonelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!